Bună, Dino! Bună, Dina! Wow! Sigur este o zi cu vânt puternic, nu-i așa? Ați vrea să învățăm ceva nou astăzi? Minunat! E, atunci știți ce aveți de făcut? Hai să apăsăm pe acest buton și să vedem despre ce vom învăța astăzi. Uite, este butonul cu numere. Hai să vedem unde se oprește următoarea coloană. Oh, n-am mai văzut acest semn până acum. Arată ca o plută de navigat. Mă întreb la ce n-ar folosi o plută. Uite, Dino, e favoritul tău. Vom merge la lac să învățăm numerele. Sună distractiv, Dina? Minunat! Stați puțin, dinozaurilor. N-am uitat ceva? Pernuțe pentru notat, ca să fiți în siguranță în apă. Pernuțe roz pentru Dino și pernuțe galbene pentru Dina. Minunat! Acum arătați ca și cum sunteți gata pentru o aventură. Hai să mergem la lac și să vedem ce numere putem învăța. Sunteți gata? Wow, dinozaurilor! Aceste plute arată minunat! Sunteți gata să începem să numărăm? Bine atunci! Hai să începem să numărăm! Dina, poți să fii puțin atentă? Oh, uite, ai dreptate! Nu feri! Hai să-i numărăm! Dina a găsit un nufăr, doi nuferi, trei nuferi! Foarte bine, Dina! Dino, ai vrea să numărăm altceva? Ai dreptate, Dino! Uite aceste rățuște în lac! Hai să le numărăm! Uite! Dino se pare că a găsit o rățușcă, două rățuște, trei rățuște. Foarte bine, Dino! Dina, credeți că mai găsim și altceva de numărat? Oh, wow, ai dreptate, Dina! Acești fluturi care zboară pe lângă lac. Hai să-i numărăm înainte să plece. Un fluture, doi fluturi, trei fluturi. Ce e aia, Dina? Ai văzut cumva patru fluturi? Dar unde este al patrulea? Oh, uite! Este și al patrulea fluture. Este pe nasul lui Dino. Foarte bine, Dino și Dina. Puteți să vă amintiți ce am numărat astăzi? Ai dreptate, Dino. Am numărat 1, 2, 3 nuferi. 1, 2, 3 rățuște. Și 1, 2, 3, 4 fluturi. Și se pare că Dino și Dina și-au făcut ceva prietene astăzi. Ce distractiv a fost să învățăm numerele la lac. Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Bună, Dina! Vă bucurați de această frumoasă zi de vară? Ați vrea să învățăm ceva nou astăzi? Excelent, Dina! Vrei să apăsăm butonul și să vedem despre ce vom învăța astăzi? Cât de palpitant! Este butonul cu culori! Hai să vedem unde se oprește următoarea coloană! Vom merge să adunăm fructe! Mă întreb unde? Oh, minunat! Se pare că vom merge în parc să adunăm fructe și să învățăm culorile! Ești încântat, Dino?
Minunat! Ok, dinozaurii, hai să vedem cu ce ne ajută butonul să adunăm niște fructe. Wow, uite, este un coș! Putem să cărăm toate fructele pe care le găsim în acesta. Să pornim către parc, dinozaurilor! Minunat! Să mergem! Wow, Dino și Dina, uitați-vă la acești pomi verzi uriași! Uite, este primul nostru fruct! Hai să mergem către acolo și să vedem dacă ne dăm seama ce culoare este! Ai dreptate, Dino! Sunt două mere roșii! Hai să le punem în coș! Mă întreb ce alte culori vom mai descoperi astăzi! Uite, Dina! De ce nu mergi acolo să vezi ce fruct a căzut? Ai dreptate, Dina! Sunt trei lămâi galbene! Hai să vedem ce culori de fructe vom găsi și la ultimul copac! Uitați-vă aici, dinozaurilor! Puteți să-mi spuneți ce culoare are acest fruct? Aveți dreptate, dinozaurilor! Sunt patru portocale portocalii! Hai să le punem în coșul nostru! Minunată treabă am făcut astăzi adunând fructe! Puteți să-mi spuneți ce culori am învățat? Aveți dreptate! Am găsit mere roșii, lămâi galbene și portocale portocalii. Acum e timpul să luăm o gustare! Mulțumim că ne-ați ajutat și că am învățat culorile dinozaurilor! Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Ce zi frumoasă cu soare! E minunat că ne vedem din nou! Ai văzut toți acești nuferi de pe râu? Uite-te, sunt minunați! Unii sunt verzi, albaștri și chiar și roșii. Ce ai zice să ne distrăm împreună, să sărim pe ei și să traversăm râul? Minunat! Atunci să mergem! Hai să începem cu nufărul verde. Ești gata, Dino? Wow, minunat! Bravo, Dino! Hai să continuăm cu nuferii albaștri. Uite, Dino, poți să sari pe acel buștean pentru a trece râul. Acum, Dino, sari! Foarte bine, Dino! Sunt impresionat! Și în final, nuferii roșii! Ai grijă, Dino! Sunt și ceva pietre pe râu! Minunat! Ești cel mai tare! A fost atât de tare, Dino! Ai vrea să recapitulăm? Nuferii sunt verzi, albaștri și roșii. Ne-am distrat super astăzi! Ne vedem data viitoare! Pa, pa!
Bună, Dino! Bună, Dina! Ați vrea ca astăzi să ne jucăm șotronul și să învățăm împreună numerele? Minunat! Atunci să începem! Unu, doi. Uite, este un obstacol. Trebuie să săriți peste el. Trei. Bună treabă, prieteni. Acum trebuie să mergeți în direcția corectă. Numărul 4. Sau semnul X. Atunci să mergem la numărul 4. 4 și 5. Unde-i numărul 6? Hei, uite! Credeți că puteți sări la numărul 6? 6 și 7! Foarte bine, băieți! Hai să continuăm! Acum trebuie să alegeți o altă direcție. Semnul X? Sau numărul 8? Atunci să mergem la numărul 8. 8 și 9. Ultimul pas, prieteni. Hai că putem. 10. Foarte bine, Dino și Dina. Acum vreți să ne întoarcem la punctul de plecare? Putem să repetăm toate numerele pe care le-am învățat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A fost minunat! Ne vedem data viitoare, prieteni! Pa, pa! Bună, Dino! Bună, Dina! E minunat să vă văd din nou! Vreți să învățăm astăzi ceva nou? Ei bine, atunci hai să învârtim butonul și să vedem despre ce vom învăța astăzi! Să vedem unde se oprește butonul. Este butonul de culori. Ce urmează? Butonul de mâncare. O să ne jucăm cu mâncăruri colorate. Mă întreb unde? În parc. Vom merge să învățăm culorile și să ne jucăm cu mâncarea în parc. Hai să mergem în parc și să vedem ce culori putem învăța. Ce avem aici? Avem un blender și o minunată mașină de făcut înghețată pe băți. Vom învăța culorile și vom face înghețată pe băți. Prima dată, hai să luăm banana galbenă și să facem o înghețată pe băți. Ce gust are această înghețată pe băți galbenă? Acum hai să încercăm niște morcovi portocalii. Poți găsi morcovii portocalii, Dina? Foarte bine, Dina!
Este gustoasă această înghețată pe băț portocalie, Dina? Morcovii sunt de asemenea foarte sănătoși. Acum, Dino, ne poți ajuta să găsim căpșunile roșii? Ești sigur, Dino? Ok, hai să facem o nouă înghețată pe băț. Nu-ți place, nu-ți place această înghețată pe băț? Asta este pentru că ai ales brocoli verde, nu căpșunile roșii. Ar trebui totuși să facem și o înghețată din căpșuni roșii? De ce să nu mergem să căutăm căpșunile roșii împreună? Foarte bine! Ai ales căpșunile roșii și am făcut o înghețată pe băț roșie! Are gust bun? Hai să ne amintim culorile din nou! Galben! Portocaliu! Verde! Roșu! Ne-am distrat super astăzi învățând culorile! Ne vedem data viitoare, prieteni! Bună, Dino! Bună, Dina! Ce faceți? Ați vrea să învățăm astăzi ceva nou? Minunat! Păi știți ce aveți de făcut? Hai să apăsăm butonul și să vedem despre ce vom învăța astăzi! Uite, este butonul cu forme! Hai să vedem unde se oprește următoarea coloană. Astăzi vom patina, mă întreb, unde? Cred că știm cu toții ce înseamnă acești fulgi de nea. Vom merge să patinăm la patinoar și să învățăm formele. Știi cum să patinezi, Dino? Nu te îngrijora, Dino! Dina o să-ți arate. Prima dată să ne punem patinele. Uite, patinele verzi sunt pentru Dino și patinele albastre sunt pentru Dina. Wow, amândoi arătați atât de cool! Hai să mergem la patinoar și să învățăm formele. Ups, ai grijă, Dino, gheața este foarte alunecoasă. Nu te îngrijora, Dino, Dina o să te învețe să patinezi ca un profesionist. Sunteți gata să faceți primele forme dinozaurilor? Ok, atunci să înceapă patinatul. Foarte bine, Dino și Dina! Ați făcut un cerc! Să încercăm și o altă formă? Ok, 1, 2, 3 și... Uite, este un pătrat! Dino, Dina... Credeți că puteți să mai faceți încă o formă? Ok, dați-i bătaie! Este un triunghi! Foarte bine, Dino și Dina! Ați făcut trei forme astăzi! Putem să le recapitulăm? Ai dreptate, Dina! Ați făcut un cerc, un pătrat... Și apoi... Ai dreptate, Dino! Un triunghi! Foarte bună treabă! Ne vedem data viitoare!
Bună, Dino! Bună, Dina! Wow, văd că deja sunteți îmbrăcați pentru a sărbători Halloween-ul! Ați vrea să facem un dovleac lanternă pentru diseară? S-ar putea să fie distractiv! Ha-ha, minunat! Hai să începem! Ok, fiecare dintre voi aveți câte un dovleac. Prima dată trebuie să tăiem din suprafața de sus, ca să putem să scoatem miezul și semințele. De ce ustensile avem nevoie? Exact, Dino! Avem nevoie de roata de lemn care taie. E rândul tău, Dina! Minunat! Acum trebuie să scoatem din dovleac semințele și miezul. De ce mai avem nevoie, Dina? Ai dreptate! Avem nevoie de o lingură de lemn. Ok, acum o să devină foarte interesant. Trebuie să desenăm fața dovleacului și trebuie să folosim aceste forme. Pe care vrei să o folosești, Dino? Oh, un triunghi pentru ochi! Minunată idee! Ce zici de gura dovleacului, Dino? Da, o jumătate de lună pentru gură. Oh, dovleacul tău pare așa de înspăimântător, Dino. Dar încă nu e gata. Ok, Dina, acum e rândul tău. Ce forme vrei să folosești? Inimioară pentru ochi? E așa drăguț, Dina. Dina, ce zici de gură? Minunat! Un cerc pentru gură! Dovleacul tău este adorabil, Dina! Gata, acum ultimul pas! Avem nevoie de niște lumânări pentru a lumina dovlecii. Acum să închidem la loc dovlecii. Wow, asta chiar că e o treabă minunată! Iată dovlecii lanternă! Amândoi meritați o mică surpriză! Halloween fericit, prieteni! Ne vedem în curând! Bună, Dino! Bună, Dina! Ce faceți? Ați vrea ca astăzi să învățăm ceva nou? Ok, atunci știți ce aveți de făcut? Să apăsăm butonul și să vedem ce vom învăța astăzi! Este butonul de culori! Astăzi vom învăța despre culori! Galben! Și uite! Este trenul Mark! Minunat! Să începem! Trenul Mark ne va ajuta să ne uităm după culoarea galbenă. Dino, Dina, sunteți amândoi gata? Ok, atunci hai să apăsăm verde ca să mergem. Și iată-ne! Ok, Dino și Dina, e timpul să ne uităm după culoarea galbenă cu trenul nostru în călătoria de astăzi.
Ce este acolo, Dino? Ai dreptate, Dino, este o narcisă galbenă. Nu-i așa că-i drăguță? Ar trebui să o luăm cu noi? Hai să vedem ce mai găsim de culoare galbenă. Dina, crezi că poți să ne spui ce vezi în copaci? Hai dreptate, Dina! Sunt mai multe pachete de banane galbene. Ar trebui să le luăm cu noi, Dina? Ok, Dina, hai să luăm două. Una pentru tine și una pentru Dino. O banană, două banane. Ok, dinozaurilor, credeți că mai găsim ceva galben pe drum? Ok, să mergem. Uite, Dino și Dina, este o pasăre galbenă. Nu-i așa că este o pasăre galbenă foarte frumoasă, Dino? De ce să nu întrebăm noi această frumoasă pasăre galbenă dacă vrea să meargă cu noi în tren? Am găsit 1, 2, 3 obiecte galbene astăzi. Ce culoare am învățat astăzi, Dino și Dina? Aveți dreptate, am învățat culoarea galbenă. Am găsit o narcisă galbenă, două banane galbene și o pasăre galbenă. Foarte bine, Dino și Dina! Ce s-a întâmplat, Dina? Întreb dacă poți mânca banana acum, bineînțeles că poți! Savurați-vă bananele, Dino și Dina! Ne vedem data viitoare!